19 octombrie, pomenirea Sfântului proroc Ioil. Ioil este al doilea dintre prorocii cei mici. El a fost fiul lui Fanuil, din tribul lui Ruben. El a trăit cu 800 de ani mai înainte de Hristos. Sfântul Ioil a prorocit nenorocirile care se vor abate asupra lui Israel, inclusiv robia babiloniană, din pricina păcatelor pe care poporul le comisese înainte feței lui Dumnezeu. El a chemat poporul la post, iar pe preoți la rugăciuni cu lacrimi, așa încât Dumnezeu să se milostivească către ei. Postiți post sfânt și strigați către Domnul. Între tinte și altar să plângă preoții slujitorii Domnului. Ioil a mai prorocit și pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli și revărsarea Harului Duhului lui Dumnezeu asupra tuturor creștinilor. Dar după aceea vărsa voi Duhul meu peste tot trupul. Sfântul proroc Ioil a prorocit și a descris ziua înfricoșată judecăța Domnului, precum și slava Sfintei Bisericii Lui. Pomenirea Sfântului Mucenic Uar. Acesta a fost ofițer roman în Egipt, iar în taină creștin. Fiind atunci aruncați în temnițe 7 învățători ai credinței creștine, Sfântul Uar i-a cercetat în legăturile lor, le-a adus cele de trebuință și le-a slujit lor cu râvnă. El se minuna de chinul și de răbdarea lor și suferea că este prea laș ca să-și dea pe față credința creștină față de autorități și să se facă și el mucenic pentru Hristos. Bărbații lui Dumnezeu însă l-au întărit și Uar atunci a hotărât să lepede de la el lașitatea. El s-a înfățișat înaintea torționarilor și s-a dat pe sine de bunăvoie la chinuri. Unul dintre acești 7 bărbați al lui Dumnezeu au murit în închisoare, astfel încât, scoțând răul eparh pe bărbații la întrebare, a văzut că nu mai sunt 7, ci 6. El a cerut să afle ce este cu al 7-lea și atunci Uar a zis: eu sunt al 7-lea. Eparhul a înnebunit de mânie și l-a torturat pe Uar mai întâi. El a poruncit biciuirea lui cu toiege uscată peste trupul complet gol, apoi să fie legat de un copac și să-i se taie trupul încet, bucățică cu bucățică. Așa a fost omorât Sfântul Mucenic Uar. Așa și-a dat el Sfântului Suflet în mâinile lui Dumnezeu. Trupul lui a fost după aceea aruncat pe o grămadă de gunoi. O femeie palestiniană pe nume Cleopatra, văduva unui ofițer imperial, s-a aflat de față la mucenicia lui Uar împreună cu fiul ei Ioan. I-a luat în taine moaștele mucenicului de pe grămada cu gunoi și le-a îngropat în casa ei. Apoi i-a cerut învoirea eparhului ca să ia trupul bărbatului ei mort și să-l ducă din Egipt în Palestina. Fiind văduvă de ofițer, eparhul i-a dat fără zăbavă această învoire. Cu toate acestea, cinstita văduvă nu oasele bărbatului ei, care murise de ceva vreme, le-a luat ca să le ducă în Palestina, ci moaștele Sfântului Mucenic Uar. Astfel, el a așezat în satul nașterii ei, Edras, care se afla lângă muntele Tabor, îngropându-le acolo cu cinste. Ea după aceea a ctitorit pe acel loc o slăvită biserică cu hramul numelui Sfântului. Acesta se arăta adesea în vedenie, din cealaltă lume, ca un înger luminos al lui Dumnezeu. Pomenirea Sfântului Preacuvios Prohor din Cinia. Sfântul Prohor a fost contemporanul și prietenul lui Sfântului Ioan de la Rila și al Sfântului Gavril de la Lesnov. La dorirea rugăciunilor lui, Dumnezeu i-a arătat locul unde avea să petreacă într-o viață de aspre nevoințe. Acest loc a fost o zonă împădurită de lângă râul Cinia. Aici Prohor s-a nevoit aspru toată viața lui până la fericirea lui adormire. Doar unul Dumnezeu din cer cunoaște adâncimea nevoințelor lui și cumplitele ispite ce a avut de îndurat într-o a sa viață. Creștinul obișnuit însă poate cunoaște și el aceasta astăzi, când vede sfintele lui moaște izvorătoare de mir, la care se lucrează mulțime de minuni și vindecări minunate până în ziua de azi. Creștinii
pot cunoaște astfel culmele nevoinței la care au ajuns acest sfânt și mărețul har de care s-a vrednicit el de la Dumnezeu pentru aceasta. Sfântul Prohor s-a săvârșit către Domnul și s-a săvârșit în cerească împărăție în veacul al 11-lea. Cugetare. Iată una dintre arătările Sfântului Mucenic Oar către binecredicioasa vădăvă Cleopatra. Zidindu-i aceasta lui o biserică slăvită, i-a chemat preoții și pe episcopul locului ca să o sfințească. S-a strâns la această mare sărbătoare și un număr mare de creștini, căci întregul ținut îl cinstea pe Sfântul Mucenic Oar ca pe un mare vindecător și făcător de minuni. După săvârșirea Sfintei Slujbe, această evlavioasă femeie s-a dus la moaștele Sfântului și s-a rugat așa: Rog mă-ție, Sfinte Mucenice al lui Dumnezeu, care pentru Domnul viața închinului ți-ai dat, dăruiește mie cele de folos și fă asemenea și fiul meu Ioan. Fiul Cleopatra, Ioan, era deja un tânăr ajuns la vârsta majoratului, pe care mama lui voia să-l dea în slujba militară. Dar din data ce Cleopatra a ieșit din biserică, în urma acestei rugăciuni, fiul lui Ioan s-a îmbolnăvit de moarte. El s-a îmbolnăvit de o febră cumplită care s-a agravat galopant până când, chiar la miezul nopții aceleia, tânărul a murit. Maica, lovită de nedumerire, durere și revoltă, a alergat la mormântul Sfântului și a strigat: Sfinte lui Dumnezeu, aceasta ți-a fost ajutorul? Ea însă ia încă mai multe cuvinte aspre a grăi către Sfântul, pornite din cumplita durerea inimii de mamă. După ce mult s-a plâns astfel, femeia a căzut într-un somn ușor. Atunci Sfântul Oar s-a arătat ei, ținându-l de mână pe fiul ei Ioan. Au nu te-ai rugat astăzi mie ca să-ți dăruiesc cele de folos pentru tine și fiul tău, după voia Stăpânului Hristos? I-a îndus rugăciunea ta la el, iar el, ca un înțelept și iubitor de oameni, l-a luat pe fiul tău Ioan în slujba armatelor celor cerești. Dar dacă tu dorești, iată, ia-l înapoi și nu ai decât să-l dai în slujba împăratului celui stricăcios. Auzind aceasta, tânărul Ioan s-a ținut strâns de Sfântul Mucenic Oar și a zis: O, nu, Domnul meu, nu asculta pe maica mea și să nu mă trimite înapoi în trupul cel din lume, cel ce este plin de toată răutatea și nelegiuirea, dintr-o care tocmai am scăpat. Trezindu-se din această vedenie, Cleopatra a săltat cu Duhul, plină de bucurie și mulțumit lui Dumnezeu și Sfântului lui Mucenic Oar, a ieșit plină de pace din biserică. Ea a mai trăit lângă biserica ei timp de 4 ani, vreme în care adesea Sfântul Mucenic Oar și fiul ei veneau în vedenie să o cerceteze. Dumnezeului nostru, slavă!